Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. În fuga cea mare am ajuns de la București. Deci acum am sosit de la București, eram pe drum când m-a sunat. Aveam întâlnire urgentă cu Ștefania, noi ne știm de câteva vreme. Și știam sigur că s-ar trebui să ajutăm, surpriză plăcută, la întâlnirea noastră de data asta se află și Noemi și cu Liceata, frățiori, super, un lucru nemaipomenit, mă încântă, nu sunt gemeni, sunt la o distanță de un an, am înțeles la tatăl, așa că pornim la treabă și eu o venit cu o surpriză să încercăm să facem subiectele de la Olimpiada. Pornim! Citeți voi prima problemă. Noi începem cu prima, a doua, a treia, așa, ordonat ca să vedem cum sună. Deci, cum să zice tu, nu mai zicem teama pentru acasă, nu? Probleme de la Olimpiadă, da? Da. Probleme de la Olimpiadă. Este un lucru fascinant că ați ajuns acolo și îmi vine în minte, trec acum în revistă, sau revin cu mulți ani în urmă, când fiica mea era în clasa a patra și apoi intra a cincea și a șasea, am mers la Olimpiadă la clasa a patra, a făcut toate subiectele, la cincea au fost date trei subiecte obligatorii și a patra pentru excepțional. A făcut și pe a șasea și clasa a șasea am luat locul întâi pe țară, la matematică, am luat nota 10, deci puteți și voi. Ați pornit pe drumul ăsta, vă spun că puteți. Ștefania vă va arăta că cu Prof. Online se poate face orice. Poftim, prima problemă. Într-o cutie sunt 2012 mărgele albe, negre. Prima problemă, prima problemă. Prima. Cu prima problemă. Scrie numărul 77 ca o sumă de numere naturale, astfel încât produsul acestora să fie tot 77. Deci, 77 să scriem ca o sumă de numere naturale, să fie egal cu un număr A1 plus A2 plus A3 plus așa mai departe, da? O sumă de numere naturale, așa îți spune? Da. Și produsul tot acelor numere se fac tot 77, da, nu? Da. Deci, încă o dată citește ca să ne fie foarte clar. Scrie numărul 77 ca o sumă de numere naturale, astfel încât produsul acestora să fie... Produsul acestora? Da. Adică a acelor numere? Da, tot acele. Tot acele numere, da? Da. Produsul acestora. Adică A1 ori A2 ori cât ori mai fie ele, se facă tot 77. Da. Da? Deci el 77 să fie ca o sumă de numere și tot același număr să fie și produsul a două sau mai multe numere, cât ori fi aceleași numere legi. O problemă frumoasă. Deci să scrie pe totdeauna când ne aflăm în fața unei probleme, eu pentru prima dată citesc problema, da? Pentru prima dată. Când ne aflăm în fața unei probleme de acestea, încercăm să gândim acolo. Și dacă nu ne vine nicio idee, citim problema o dată, de două ori, de trei ori, da? Până când o înțelegem bine și odată s-a prindit becul. Și-o vine o idee frumoasă. Deci, scrieți numărul 77 ca o sumă de numere, așa în fel, dacă le mulțiți pe acelea, să vă dea tot 77. Noemi, tu te-ai gândit la problema asta, așa-i? Și m-a ajutat și doamna puțin la un moment dat. Zim ce idee, cum ați procedat voi? 11 plus 1 plus 1, puncte, puncte, în care se află 1, de mai de multe ori, plus 1, plus 7, și egal 77. Iar după, în loc de plus, spuneam... Ce îmi spune? Și uite ce șmecherie are aici. Orice număr împulțim. E teamă că am văzut mecanic. Păi insistă acum, insistăm, că acum vreau să arăt problema. Deci, Ștefania, fii atent ce speculație are. Să știi așa, că orice număr împulțim cu 1, de acel număr, nu? Da. Adică 7 ori 1 egal cu 7. Da. 29 ori 1 egal tot cu 29. Da. Dar asta e tare de tot.
Eu pot să spun 29 ori 1, ori 1, ori 1, ori 1, de câte ori vreau eu. Da. Că tot 29 faci. Asta e formidabil. Da? Da. Păi ori 1, ori 1, ori 1, până mă obosesc. Da. Că tot 29 faci. Nu influențează, 1 nu influențează la mulțire. Da. Este numărul care îl lasă neschimbat la mulțire. De acord? Da. Mai bine. De acord cu asta, da? Da. Păi asta e șmecherea cel mai tare. Ca să facă 77, cine la mulțire? 7 ori, hai să descompunem pe 77. 77 înseamnă, se bat la 7, nu? Da. Face 7 ori 11. Hai să putem să spunem, 7 ori 11, nu? 7 ori 11 egal cu 7. 11? Da. Nu face 77? A, ba da. De 7 ori 11 egal cu 77. Dar nu mi-ai pot spune ori 1, ori 1, ori 1, cât vreau eu și cât face? Tot 77. Acum e poanta tare. Am să pun de al de 1 încât în clipa în care adun pe 7 cu 11 și cu câți se mai adun de al de 1, ca să ajung la ce sumă? Să ajung la? 77. La 77. Asta e poanta. Deci, cât să pun eu de al de 1? Păi, 7 și 11, câți fac copii? 7 și 11? 18. De la 18 până la 77, cât ne-ar mai trebui? De la 18 până la 77, cât ne-ar mai trebui? Adică ce facem? 59, da. Mă întrebi 59, da? Da. Deci, ați făcut ce ați făcut? Din 77 a scăzut pe 18 și face 9 și aici 59. Foarte bine. Îmi trebuie 1, 1, încă plus 1, 1 și plus de câți de al de 1? Câți de al de 1 să pun? 59 de al de 1. Excelent! Deci 59 de al de 1 și atunci îmi dă exact 77. Că vine 7 și 11, 18 și 1 plus 1 plus 1 plus 1 de 59 de ori, deci fac 59. Da. Și atunci am, în total suma cât este acum? 77. Și acum înmulțit 7 ori 11 ori 1 ori 1 ori 1, de câte ori pot să pun ori 1? De câte ori să pun pe ăsta? 59 de ori. 59 de ori. Poți să pun și de 1000 de ori. Că nu influențează la mulțire. Și acum am găsit ideea. E tare de tot. Spune ce autorul. Scrieți pe 77 ca o sumă de numere, încât pe acele numere, când le mulțiți, să vă dea tot 77. Care ar fi acum, Ștefi? Te rog să vorbești. 77 va fi scris așa. Ca fiind. Ca fiind 7 plus 11. 7 plus 11. Care ne dă 18. Așa. Și plus. Plus 1. 1. Putem să plus 1, plus 1, plus 1. De câte ori obligatoriu ai la adunare? De 59 de ori. De 59 de ori. Deci numai de 59 de ori. Adică, de 59, dacă mai pun încă un plus 1, am stricat jocul. Că vine 60, 60 cu 18, fac 78. Și am greșit. Dacă pun 58, iar am greșit la adunare. Dacă pun 58 și cu, cât? Și cu 18, fac 76. Deci n-ajung la 77. Deci obligatoriu trebuie să pun neapărat 59 de 1, da? 59 de 1. Da. 1, 2, 3 de 59 de ori. Acum, când le mulțesc pe ăsta toate, adică zic așa, 7 ori 11, ori 1, ori 1, ori 1, că mai de 4 ori 1, de 59 de ori, 1 fiind la mulțire, știm bine că 1 n-are nicio, nicio influență la mulțire, deci face cât aici la mulțire? Păi, cât face? 77. Face 77. Nu cumva am răspuns la problemă?
scrieți pe 77 ca o sumă de numere și sunt acestea. 7 plus 11 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 de câte ori de câte ori de 59 de ori și care înmulțite, adică ăsta înmulțite, adică 7 ori 11 ori 1 ori 1 ori 1 ori 1 ori 1 fac tot 77. Superbă. Care a fost șmecheria autorului? Hai să vedem să pătrunim în mintea autorului. Care a fost speculația? Care e ideea de bază pe care trebuie să o ține în minte? De... Perfect. Nu ne-a spus că de unul sunt. Păi nu ne-a spus, dar a fructificat faptul că unul la mulțire nu influențează. Da. Deci asta e ideea de bază. La mulțire unul nu influențează pe numărul respectiv. Unul mulțit cu orice număr dă acel număr. Da? Deci asta notăm. Observația de bază. Notăm aici. Observație de bază. Foarte important. Observație foarte importantă. Unu nu influențează la înmulțire. Unu nu influențează la înmulțire. Adică, altfel spus, orice număr înmulțit cu unu, îl lasă neschimbat. Da. Da? Deci nu are influență asupra. Unu nu influențează la înmulțire. Asta a fost autorul. Păi, putem face și noi probleme de astea? Hai să compunem acum o problemă. Dacă l-am descoperit pe autor și l-am făcut harcea parcea, am intrat în mintea lui și am aflat cum o gândi problema, acum facem și noi. Da. Hai să vedem cine îndrăznește prima problemă. Deci tot așa. Hai. Acum, dacă ați înțeles, veniți și compuneți voi o problemă. Nu 77, alt număr. Acum e momentul cel mai frumos. 55. De ce te gândi la 55? Că 55 e 5 ori 11, nu? Adică, formulează de acum. Scrieți. Scrie numărul 55 ca o sumă de numere naturale, astfel încât produsul acestora să fie tot 55. Asta este. Scrieți numărul, zicem. Scrieți numărul, da? Scrieți numărul. Scrieți numărul 55 ca o sumă de numere naturale, ca o sumă de numere naturale a căror produs să dea tot 55. A căror produs să dea tot 55. Noieme, hai să o facem. 55 egal cu... Așa, 55 egal cu... 11 plus 5. Foarte bine! 11 plus 5. 11 plus 5. Plus... Plus 1. Plus 1. Plus 1. De câte ori? Plus 1. De 5... stai! Asta e! De câte ori cine află? Și tu te gândești, chit că ai propus-o tu, dar te gândești, acum ai momentul tău are probleme. De câte ori? 1. De 39 de ori. Mai să nu ne păcălești. Suntem atenți. Măieme, Ștefania, atenție să nu ne păcălească. Dar cum o fi aflat el de 39 de ori? O scăzut 55 minus 16. Asta, din 55 a scăzut pe 16 și i-a dat cât? 55? 39. Deci, 1, 2, 3, de 39 de ori. Da. Și, acum când înmulțim tot 55, înseamnă 11 ori 5 ori 1 ori 1 ori 1 de câte ori? De
eu pun punct. Voi puneți X-ul acela, da? Da. Ori. Dar să știți că cât de curând veți veni și voi la limbajul ăsta. Cu punct să notează, da? De 59 de ori. Nu 59, de 39 de ori. Și face perfect. Bă, ți-am făcut problema. Dar și tu ai contribuit la aia. Te-ai prins foarte tare. Foarte clar. Măi, hai să facem și pe altă. Îi facem noi una acum tare. Ștefanie, la fel. Ne gândim la una. El a zis cu 55. Noi ne gândim la altul. Un alt număr, nu? 33. Sigur că da. 33. Care poate fi scris, Ștefanea, ca fiind? 11 plus 3. Plus, dar de unul ia să vedem câți? Dar de unul. Acum mă interesează. De 20 de ori. De 20 de ori? Deci ai zis 11 și cu 3 face cât? A, 14. Nu. 14, da. Din 33 scădem. Pe 14. De 19 ori. De 19 ori? Da. Foarte bine. Deci plus 1, plus 1 de 19 ori. 19 ori. Și acum la mulțire, 33 va fi sigur egal cu 11, ori 3, ori puncte, puncte, ori 1, ori 1, și așa mai departe, din cele 19 ori. Cu alte cuvinte, e foarte frumoasă problema. Bun, Ștefania, s-a prins Ștefania de șmecherie. Nu, eu am scris 13, am zis 14. Bun, am înțeles. Zi-mi, noi mai facem și tu, ai rădutor să faci o problemă. Neapărat, confirm o problemă acum. Se poate și cu 27? De ce nu? Deci, ai luat 27. 27 egal cu? 3 ori 9. 3 ori 9. Adică 3 plus 9. Da? 3 plus 9. Plus 1. De câte ori? De câte ori asta e întrebarea? Ziceți 15 ori. 3 plus 9, 12. 9. Și 27 minus 12 ne dă 15. Excelent! Excelent! Foarte bine! De 15 ori. Și 27 va fi egal cu 3 ori 9 și ori de-al de 1 cât vrem noi aici, nu? Dar noi îi punem numai de 15 ori, că îi punem pe cei care au folosit și face, cum vedeți, 27. Bravo! Excelent! Gata, am prins problema. Acum compunem ușor altă problemă. În rândul lui... Richard. Richard. Hai. 81. 81. Deci, hai să vedem. Mai întâi ca o adunare, că la mulțirii, iar așa vedem. Deci 81 egal cu, zi Richard. 9 plus 9. Deci 81 egal cu, te gândi la 9 ori 9, nu? Da. 9 plus 9. Plus de-al de 1, Ștefania, hai să vedem cât de 1. De 63 de ori. Foarte bine, nu? Adică ce facem? Din 81, am scăzut pe 9 plus 9, 18. Și face cât aici? 3 și 63. De 63 de ori, 63 ori, iar aici 9, tot 81 este ca fiind, iată, 9 ori 9, ori 1, ori 1 de 63 de ori, ăștia nu influențează la mulțire, asta e șmecherea tare. În momentul de față, autorul nu face doi bani în fața noastră. De ce? Am pătruns în mintea lui. Am văzut, am descoperit care era și replicul lui. Deci am descoperit care a fost ideea lui de bază. Că unul nu influențează la mulțire și câți de unul știm noi, facem diferența. E treabă simplă acum.
Dar copii, acesta este lucru spectaculos pe care îl face prof. online. Deci nu ne mulțumim să facem o problemă. Noi ce facem? Intrăm pe ușă, pe ușa din spate, în mintea autorului, descoperim cum a făcut el problema și cum punem și noi probleme. Ăsta e lucru spectaculos. Că simpla chestie de a explica o problemă pe care o înțelegi mecanic, iată tata prezent aici, a sesizat că tu, Noemi, ai înțeles-o de la clasă, dar ai înțeles-o de la doamna profesoară, așa, mecanic. N-ai înțeles de ce de atâtea ori unul acela. E drept? M-am gândit și la asta, numai că eu mă gândeam cum să scriem, adică să scriem de atâtea ori unul. Și după m-a ajutat doamna și mi-a spus că trebuie să pun puncte, puncte. Da, da, puncte, puncte. Nu e esențial puncte, puncte. E esențial că trebuie să știm numărul de al de unul care completează suma. Ăsta este momentul foarte tare, știi? 3 și cu 9 fac 12 și până la 27 scădem din 27 pe 12 și atunci trebuie să adunăm plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, mai de 15 ori. Pentru că în momentul în care îl punem la mulțire, 1 ori 1 de 15 ori, poți să-l pun de 1000 de ori 1, că tot nu influențează. Asta e baza, cum spunem, modului în care a gândit problema autorului. Deci de la adunare ne dăm seama. Dar bineînțeles că cele două numere sunt aranjate așa, fiind încât la mulțire se facă 27. Da. Ne mai influențând al de unul care completează adunarea. Nu influențează la mulțire. Asta e mecanismul. Vă rog pentru data viitoare, pentru mâine, când ne întâlnim din nou mâine, 5 probleme, de compus 5 probleme. Cu numere fistiche, cu nu știu ce. Și vă duci la școală și spun, bă, dar problema asta o poți face? Să vedeți voi la clasă cu copiii, o să fii surprinși de toată șmecheria asta. Deci, de compus 5 probleme pe baza algoritmului de aici. Da? E spectaculos. Foarte frumoasă problemă. Mergem mai departe și ne ducem la problema a doua. Să vedem ce sună, cum sună problema a doua. Citești, nu? Într-o cutie sunt 2012 mărgele albe, negre și roșii. Albe, negre și roșii. Am notat așa, da? Ele se aranjează după regula. Una albă, două roșii, trei negre. Una albă, hai pe tare chestia asta. Deci una până albă, două roșii, roșii râdă, doi de râdă. Și trei negre. Și trei negre. Nă, și pe urmă, și pe urmă cum începe? Iarăși începe echipajul. Iar una albă, cred că așa zice, nu? Da. Spune să grupăm grupele... Trei negre. Da. Trei negre. Bine observat. N-am zis trei negre. Deci, încă o dată. Una albă, două roșii și trei negre. Da. Și pe urmă, iar începe una albă, așa vreau să cred, albă, roșii, roșii, negru, negru, negru. Iar una albă, două roșii, negru, negru, negru. Și așa mai departe. Până când completăm, așa cât în total. 2000, ai zis 12, da. 2012. Sigur, nu știu cum se sfârșește ultimul echipaj. Poate ultima grupă începe doar cu, sau cu una albă, sau un alb și două roșii. Nu știu cum se termină. De aceea nu mi-am permis să completez aici. Nu mi-am permis, n-am știut, nu știu cum să fac. Da. Iar o problemă frumoasă. Interesant. Știi ce fac până când vine minte ceva? Șterg tab. Șterg. Da? Trebuie să vină o idee. Nu mă lasă ușor. Da? O șterg și mai rar. Și mai rar. Da? Ștefania ne prinde pe poantă. 2012 să. Când facem o echipaj până aici, oare câte ori fi până aici? Un alt echipaj.
ce echipaj de este orfioare? Aș putea să aflu. Da. Cum? 2012 împărțit la 6. Împărțit la 6. Ce șmecherie am venit în minte. Ca să vadă câte grupe de acestea. Da, măi, așa. 2012 se împărțit la 6. Ia să vedem. Se împarte exact 2012 la 6. Eu aștept tavă, da? Vedeți? Voi faceți împărțirea și eu aștept tavă. S-a văzut exact? Da. Ia să fac și eu, să vă dacă se poate și la mine. 2012. Împărțit 6. Împărțit la 6, la așa fac. Să punem două puncte, nu? Și așa merge. 6 în 20 de 3 ori. 3 ori 6, 18. 20, 2, 1. 21, 7 ori 6. Nu de 7 ori, sunt prostii, spuneam. Cum? De 3 ori. De 3 ori, 3 ori 6, 18, 3 ori 6, 18 și pe mine aici, 8 din 11. 42. 8 din 11? A, 30. Nu? 32. 6 în 32. 32. De 5 ori. Și ne dă 5 rezi... A, 335 rezi 2. Așa, 5 ori 6, 30. Rezi 2. Ne-ai păcălit. Ce ai făcut? Ne-ai păcălit. Dacă nu făceam împărțirea și mergeam pe mâna ta, na, stricam problema. Da, da, aveam pe fete. Fetele erau atente acum și erau cât pe ce să sară la tine. Eu ne-am ținut cu multă grijă, așa. Altfel, să reau la tine spun, nu e adevărat, ai greșit la împărțire. Unde ai greșit? Hai să vedem. Deci, de 3 ori zis, 3 ori 6, 18, da? 2, 8 din 10, 2. Nimic, 1 din 1, nimic. 21, cuvânt pe 1. 6 în 21, de 3 ori. 3 ori 6, 18. 3. Mă, ne-ai greșit, s-au putut împărțire exact. Aici ai zis 4? 8 din 11, 4? A, nu, n-am făcut așa, m-a spălat. Dar cum ai făcut tu împărțirea asta? M-am mușinit să facem scoane în cap. Aoleu, dar nu poți așa. Deci nu pot. Tu faci așa mecanic, în mintea ta, să faci locurile astea? Și cât ți-o dat ție? 337. 337. Bă, nu mai faci așa, că uite, bă, poți greși. Fă așa pe hârtivuți cum fac și eu. Dacă eu nu-mi permit să fac așa cum faci tu, fă-și tu ca mine. Știi, deși mi-e teamă să nu greșesc. Ai văzut aici? E clar. Că ai zis 4 aici, 42. 7 ori 6, 42, da? Așa ai gândit. Ți-o rămas 4 acolo, că ai zis 8 din 11, 4. Și de ce ai greșit? Deci altă dată știi ce faci, nu? Facem pe cu creion acolo, că de-aia aveam tiuța cu noi și așa, facem împărțirea. Bun. Deci, câte grupe de acestea să fac eu așa? Câte grupe de acestea așa? Complete. Câte sunt? Una, două, trei. Câte sunt, spune aici? 335 de grupe. 335 de grupe. Și mai rămâne doar, mai rămân doar două bile. Două bile, parcă să mai zis, nu? Sau bile? Da, ce două bile. Da? Mai rămân două bile cu care se încep grupa următoare. Și cum am să o încep pe ultima grupă? Ultima grupă, a 336-a grupă, cu două bile. Albă și roșie. Da. Albă și roșie. Da? Deci prima grupă am făcut-o. 1, 2, 3. Și mă duc așa cu grupele până când ajung la 335-a grupă. C
Când am ajuns la 335-a grupă, constat că mai rămân doar două bile. Restul de la împărțire. Și cu acele două bile pornesc să fac următorul echipaj. Dar care era ordinea? Alb, roșu, roșu, dar nu am. Ca să completez două de roșu, ci un singur roșu. Întrebări. Întrebare. Câte grupe după acest model se pot forma? Răspuns. 335 de grupe. Atât? 335 de grupe se pot forma, da? Rămânând două cu care se începe la 336-a grupă. Da. Deci la întrebarea câte grupe se pot forma, deci notăm câte grupe de acest fel se pot forma. Prima întrebare. Răspunsul. Ștefania, câte sunt? Se pot forma 335 de grupe. Da. Răspuns? Se pot forma 335 de grupe. Noeme, următoarea întrebare. Câte mărgele roșii sunt? Cine mă ajută aici? Câte mărgele roșii sunt? Întrebăm. Câte mărgele roșii sunt? În fiecare grupă, câte mărgele roșii sunt? În fiecare grupă. Câte, Ștefania, sunt în fiecare grupă? Uite, putele sunt scrise. Da, două. Două roșii. Și cum sunt în total câte grupe? 335. Și dacă în fiecare grupă sunt câte două? 335 împărțit la 2. Împărțit? Ei sunt împărțit? La 2. Împărțit la 2? Ia să vedem. Noemi, atenție! Atenție! Câte ar fi în două grupe, Noemi? 4. Adică cum ai aflat? Ai zis 2 ori 2, nu? Da. Câte ar fi în 3 grupe? 6. Dar în 335 de grupe? În 335 ori 2. Asta era! Ori 2! Păi vezi? Deci 335 ori 2, când fiecare grupă se emite 2. 670. 670 de bile roșii. Răspunsul? 670 de bile roșii. Toată lumea e de acord? Da. Cine? Noi? Nu noi, e... Richard. Richard, da? Tu ești de acord? Da, sunt. Bă, să nu ne păcărească fetele. Ai grijă, mă, că te pot păcăli. Câte sunt? Șapte sute. 670. Bile roșii. Și un. Asta vreau să zic că n-am pus-o pe ultima care a fost. Ai, Ștefania! Că grupa următoare începe... Să află o grupă. Într-o grupă să află asta roșie. Deci, să o adunăm cu sigur că da. Ultima care, care nu avea pereche, era care nu avea pereche, era de una singură, dar trebuie adunată. Deci răspunsul corect care este? 671. 671 de bile roșii. Perfect. Foarte tare. Atenție multă. Suntem cu ochii așa, în patru, să vedem fiecare că asta trebuia să răspunde câte bile roșii sunt. În total. Da? Bun. Acum, întrebarea următoare. Care este cel mai mic număr de mărgele pe care trebuie să le extragem pentru a fi sigur că am tras 3 mărgele negre? Problema acum.
Mai este, nu? Da, mai este. 9. E foarte tare corect. Hai să ne oprim numai până aici. Să ne închipuim că am avea doar câte doar 3 grupe de așa. Dacă am avea 3 grupe, în total ar fi 6 ori 3, 18 bile, nu? Deci să ne închipuim că într-o urnă sunt 18 bile albe, roșii și negre, care pot fi aranjate în ordinea care spune aici autorul. Una albă, două roșii, până trei negre. Una albă, două roșii, trei negre, una albă, două roșii, trei negre. Deci dacă ar fi doar 3 grupe, adică câte bile să fie în total? 18. 18 bile. În aceste bile, câte sunt între aceste 18? Câte sunt albe, câte sunt roșii, câte sunt negre? Deci, în cele 18, printre cele 18, sau în componența celor 18, intră albe, roșii și negre. Vă rog, numai până aici aveți bine. Voi vă uitați numai până aici. Câte sunt albe aici? Câte sunt albe? Nu se văd? Ba da, 3. Păi de cu curaj spunem. 3 sunt albe. 1, 2, 3 albe. Deci 3 albe. Câte sunt roșii? 6. 6 sunt roșii. Și câte sunt negre? 9. 9 sunt negre. Închipuiți că le-am amestecat în urnă și bag mâna și scot o parte din ele. Cum e la loterie. Câte ar trebui să scot eu ca să fiu sigur că printre cele care le-am scos se află 3 negre? Că așa mi-a spus, nu? Deci câte ar trebui să scot încât să fiu sigur că printre cele scoase se află 3 negre? E frumoasă problema, ce-mi place. A, nu știu să o fac. Nu știu să o fac. Dar mă ajutați voi. Deci eu nu știu să o fac. Mărturisesc, acum se înregistrează. Și m-a făcut de baftă acum. Dar mă ajutați voi. Eu am nădejde că voi mă ajutați. Ar trebui să luăm 6? De ce te gândi la 6? În total sunt 18 bile, nu? Da. Și mai 6 se extrag, da? Dacă le-am numit pe toate 6 roșii. Am niciun amoniac. Vezi? Deci dacă eu numai 6, s-ar putea să le numesc pe toate cele roșii și n-am niciun amoniac. Ce spune autorul? Câte se extrag, minim se extrag, încât să fiu sigur că se află cel puțin 3 roșii. Cel puțin 3 e negre, parcă zis. Ia uite, citește problema. Se află cel puțin? 3 margine negre. Asta-i. Câte se extrag? Ca să fiu sigur, se află cel puțin 3 negre. 3, 4, când zici cel puțin 3, poți fi 3, 4, 7, 8. Dar cel puțin 3. Hai, e faină de tot. Ua, cine mă ajută? Nu mă lăsați aici, că sunt în fața camerei, mă filmez. Mă vede toată lumea. La noapte pun pe internet și se va vedea filmul ăsta. Și o prof online este în dificultate. Nu știi să facă problemă. Ar trebui să luăm 3, toate cele 3. Toate 3? Tu 3 trebuie să zici că e, nu? 3. Păi dacă e 3, le luăm acum albi. Nu, mai vrea să luăm toate cele 3 grupe, adică să luăm toate bilele. Toate bilele? Atunci ai chiar 9.
9 negre. 2... I can find it, de tot. De la voi trebuie să dau din răspunsul. De la voi trebuie să vin. Nu mă las că nu până aflați voi. Deci cu 6, ai văzut că nu a fost bine, nu? Ce aștept să fie? Mai multe sau mai puține? Că ai văzut că le poți lua pe toate cele, cântează, pe toate cele negre, nu? Da. Pe toate cele roșii, în 6. Deci trebuie să fie mai mult. Mai mult de 6. 9 să fie bine. Da. Ar fi bine? Da, ar fi bine. 9 ar fi bine? Da. Păi, deci cu roșii poți să-l iei. Și nici una neagră. Că așa-i chinion. E luat albi și roșii. Și-ai făcut 9. Ca să fii sigur că iei 3 negre. După ce ai fost ghinionist și le-ai luat pe toate cele albe, pe toate cele roșii. Acum trebuie să urci din cele negre, nu? 12! 12! Pentru că le-am zis așa. Dacă iau 9, numai 9, ghinionist sunt și am luat numai albe, numai roșii, și în cele 9 niciuna nu-i neagră. În cele 9, da? Și acum, când ne-a pe a 10-a, neapărat o iei din astea. Când ne-a pe 11-a, neapărat din astea. Când ne-a pe 12-a, neapărat de aici. Deci neapărat va lua și 3 negre. Deci minimul de bile pe care trebuie să le ia... este de 12 bile. 12 bile. Fantastic. Le luăm în gata fraționatul. Mi-a plăcut tare de tot. Deci... Richard, e bine? Da? Da, bine. Fii atent, ce tare ai fost aici. Emi și cu Ștefania, trebuie să înțelegem ideea. Trebuie să înțelegem ideea. Aici e tot momentul foarte tare al problemei. Deci, ele sunt amestecate. Tragem o bilă. Ghinion. E albă. Tragem pe a doua. Ghinion. E roșie. Tragem pe a treia. Una din astea. Neagră niciuna. După ce le-am tras pe toate, cele 9, deci după ce le-am tras pe toate cele 9, când trag pe a 10-a, dacă am avut așa un ghinion mare, când trag pe a 10-a, ce se va întâmpla când mă trag pe a 10-a? Voi avea o bilă neagră. Voi avea o bilă neagră obligatorie, că trag din acelea. Când o trag pe a 11-a, tot din negre. Când o trag pe a 12-a, am 3 negre. Sigur că s-ar putea ca prima dată să fie neagră. A doua oară să fie tot neagră. A treia oară să fie tot neagră. A patra oară să fie neagră. Pe un roșie și am zis, nu are importanță, dar am cel puțin 3 negre. Eu trebuie să am siguranța că iau cel puțin 3. Pot să le iau pe toate 9 negre. Dar important era așa, să fiu sigur că iau 3 negre. Adică trebuie să merg cu varianta că le-am adunat, le-am tras pe toate cele câte albe și negre la un loc. Atenție, pe toate albe și negre la un loc. Și după aceea mai viu cu încă plus 3 negre peste numărul total. Nu așa? Da. Acum, în problema asta, care am câte grupe? 335 de grupe. Da? Atenție, m-am dus cu raționamentul la câte grupe? Numai când au fost 3. Da. Și acum, întrebarea este, mutând problema, extinzând-o, spunem așa, pentru problema noastră, câte sunt albe în problema asta? Câte sunt până la capăt? Câte sunt albe? În cele 2012 bile, câte sunt albe? Câte sunt albe? Noemi, hai! Ștefania, vreau. Câte sunt albe? Puteți. Păi în 3 grupe, când au fost mai 3 grupe, câte albe au fost? Câte bile albe au fost? Bile albe sunt 1005 bile. Un pic, nu ne grăbim. Deci în 3 grupe, câte albe au fost? Uitați-vă aici. 3 albe. În 335 de grupe, câte albe vor fi?
Păi dacă câte una în fiecare grupă? Bă, repet, raționamentul. În trei grupe, una, două, trei, au fost trei albe, că e câte una albă în fiecare grupă. În 111-2. Cu calmă, nu ne grăbim. Deci, Noemi, insistăm. În fiecare grupă e câte una albă. Una, două, trei. În trei. În 335, câte ori să fie? Dacă e câte una în fiecare grupă, să sunt 335 de grupe. Hai, Ștefania. Deci, în fiecare grupă câte este? Una. Da? În 335 câte ori să fie? 335 de alții realte, sigur că da. 335 sunt 335, dar fiindcă noi avem încă un an plus, 336 sunt albe, în cele 2012. Da? 336 sunt albe. Câte bile roșii sunt? Le-am numărat data trecută. Cât a spus roșii la prima întrebare? 6. Hai să răspund la întrebare. Câte bile roșii sunt? 671. 671, sigur că da. Vă spune, 671 sunt roșii. Da? 671 sunt roșii. Negre câte sunt? Negre câte sunt? Negre câte sunt? În fiecare grupă sunt câte? Trei negre. Câte sunt în cele 2012? Ștefania, dă-și tu un răspuns, fiecare cu răspunsul lui. Eu zic 1005. 1005, da? Deci. Adică cum ați făcut? A zis 335 ori 3, că sunt câte 3 negri, nu? Da. Și a zis 3 ori 5, 15, 3 ori 3, 91, 10, 3 ori 3, 91, 10. 1005. Da? 1005. Dumnezeu, când, cum de găsit 1006? Am adunat adunasem bilele roșii și albe, doar cam la 670. Foarte tare! Foarte tare! Dar adunat pe astea roșii și albe, roșii și albe, s-a scăzut în total. El a fost maker, dar am crescut de puțin. Că dacă le adună pe roșii și albe, adică 336 plus 671, obține 7, 0, 36, 91, 10. 1007. Roșii și albe. Roșii și albe. Și dacă scade din total, din 2012 pe 1007, obține 7 din 12, 5, 0, 0, 1. 1005 sunt negre. Corect. Așa am făcut eu. Tu așa le-ai adunat? Și ai scăzut din total? Și au dat 1005. Am făcut 3. Ai îmbulțit 335 ori 3, sigur că da, foarte bine, corect. N-ai mai adunat, că nu mai este niciuna în grupa următoare, n-am adunat nimic. Deci 335 ori 3, 1005. Dar e foarte tare că i-au adunat. Pentru că problema de aici, le adunam. 3 cu 6, 9 și am mai pus încă 3, da? Acum, le-au adunat și aici le-au dat cât 1007 și ca să răspunde câte bile trebuie extrase, minim numărul de bile, încât să avem cel puțin 3 negre, răspunsul. 1005. Cine îmi răspunde acum e tare de tot. Deci,
Atenție, aici am făcut așa. 3 cu 6, 9. Și am înșcat 3 de aici. La 9 am adunat 3 și a zis 12, bine. Acum, le-am adunat pe astea 2 și-a dat 1007. Și întrebarea este, câte bile să extragem, minim, încât să fim siguri că avem cel puțin 3 bile negre? Cât e? 40? Nu, 5 și... Hai să oprim și să... 6. 5 să oprim și să dăm un alt fișier. Foarte frumoasă problema. Așa.